Subiect extrem de sensibil. Știți că am vorbit aici la Antena 3 despre ceea ce înseamnă abuzul femeilor în Italia, acel caz din Sicilia. Iată despre ce a fost vorba. They live, they work, they are, I think, 30 persons. Românce care lucrează în agricultură în provincia Ragusa din Sicilia sunt în continuare victime a numeroase abuzuri, inclusiv amenințări și agresiuni sexuale. Problemele nu s-au remediat nici după ce situația a fost dezvăluită în luna martie de ziarul britanic The Guardian. Sunt aproximativ 5.000 de românce care lucrează în serele din regiune și se pare că peste jumătate dintre acestea sunt forțate să întrețină relații sexuale cu angajatorii lor. All time the this cancel is closed. They don't have window. Ele suportă orice pentru banii pe care nu i-ar câștiga în țară. Sunt românce care au acceptat ani de zile să întrețină raporturi sexuale cu fermierii pentru care lucrau doar ca să-și păstreze locul de muncă. Ci sono un poco sclava. Se mere intorno de România, dar noi ce l-am postul de prelavorare. Autoritățile române cunosc foarte bine drama prin care trec aceste femei, dar parcă au uitat într-un sertar toate promisiunile din urmă cu câteva luni. În ceea ce privește propunerile noastre de înființare a unui centru dedicat victimelor, un centru de asistență și de protecție a victimelor, discuțiile vor trebui continuate. Pe lângă teama femeilor de a se adresa poliției, nici autoritățile italiene nu prea își dau interesul să rezolve această problemă. Conform legislației italiene, fermierii sunt obligați să ofere lucrătorilor sezonieri contracte și un salariu de cel puțin 56 de euro pentru o zi de lucru de 8 ore. În realitate însă, conform reportajului făcut de britanici, acest salariu rare ori trece de 20 de euro pe zi. La nivelul Parlamentului European s-a creat o comisie care a mers în Sicilia pentru a vedea exact ce se întâmplă acolo. Alături de mine este doamna Viorica Dăncilă, europarlamentar român, și vă mulțumesc foarte mult, doamna Dăncilă, pentru prezență. Bună dimineața, cu plăcere. Ați coordonat această echipă care a fost în Sicilia și, de fapt, dumneavoastră ați și venit cu ideea de a merge acolo și de a vedea europarlamentarii cu ochii lor ce se întâmplă. Ce ați văzut? Am solicitat, într-adevăr, Parlamentul European, grupului social-democrat din Parlamentul European, o vizită de lucru, o misiune în Sicilia, în urma articolului din The Guardian, în care se vorbea despre trafic de persoane, abuzuri, violență, violuri, în rândul migrantelor și mai ales în rândul româncelor. Am ajuns în Sicilia, am avut discuții cu toți cei care puteau da informație. Am ajuns în Catania, unde am vorbit cu procurorul general, care se ocupa de traficul de persoane. Am vorbit cu organizații non-guvernamentale, am avut discuții cu sindicatele, am avut discuții cu organizațiile de producători din agricultură, am vorbit cu preotul, am vorbit cu prefectul regiunii Ragusa, am vorbit cu vicepreședintele, adjunctul șefului poliției, am vorbit cu inspectoratul muncii și, nu în ultimul rând, am vorbit cu femei care locuiesc în Ragusa. Am avut două sentimente contradictorii. Un sentiment al celor care au venit în Italia pentru a munci. Sunt și românce care muncesc în condiții bune și am întâlnit și proprietari de ferme, fermieri care creează condițiile de lucru pentru femei. Și acest cele lucru, pentru care, de fapt, femeile și merg acolo. Ceea ce exact li s-a promis în momentul exact în care au decis să plece din țara lor. Dar marea majoritate sunt condițiile pe care au fost descrise în acel articol. Nu am putut pătrunde foarte adânc, pentru că sunt proprietăți private, îngrădite de sârmă, garduri foarte înalte, câini la poartă, nu-ți permis să intri pe proprietate privată, dar am mers în mijlocul fermelor, împreună cu ceilalți trei eurodeputați și cu un ONG, pentru că nu trebuia să facem valuri când ajungem acolo, pentru a vedea exact situația existentă, a vedea cum locuiesc acolo româncele. Bineînțeles că sunt sclave, o să vă întreb direct. Sunt sclave, putem să le numim așa?
Eu cred că sunt, nu toate. Nu trebuie să generalizăm și nu trebuie să generalizăm că în Sicilia sau în Ragusta să e sclavie totală. Dar sunt și sclave acolo. Am această convingere în urma discuțiilor pe care le-am avut în primul rând, pentru că toți au recunoscut acest lucru. Chiar preotul, un preot care lucrează de 40 de ani la Ragusa, ne-a povestit că vin femei și spun ceea ce se întâmplă acolo. Vin foarte multe femei însărcinate. Au chiar la biserică 8 copii care s-au născut în urma unor violuri și are preotul grijă de acești copii și ne-au vorbit despre exploatarea sexuală a femeilor de acolo, despre violență, dar și despre condițiile de muncă din Ragusa. Ceea ce am înțeles și ceea ce au subliniat cu toți e că în ultima perioadă, din 2007, de la intrarea României în Uniunea Europeană, a fost un val foarte mare de femei, de persoane, de români care au venit către Ragusa să lucreze în agricultură, în serele existente acolo, astfel încât a avut loc o transformare în ceea ce privește munca în agricultură. Dacă era preponderent masculină, acum munca este preponderent feminină în agricultură. Cert este că româncele acceptă o plată mult mai mică decât normalul, 50 de euro pe zi. Româncele lucrează pe 15-20 de euro. De ce? Probabil proasta informare când pleacă de acasă. Adică e vina noastră acasă în România, cumva? Cred că și noi trebuie să informăm mai mult și cred o să solicit acest lucru atât la Ministerul Românilor de Pretutindeni cât și la Ministerul de Interne. O să vorbesc cu doamnele ministru legat de acest lucru. O să fac și acțiuni de informare cu Organizația Femeilor Social-Democrate în județele de unde avem preponderent românce în Italia. Mă refer la Vaslui, la Iași și Botoșani și Bacău. Am întâlnit foarte multe femei de acolo și cred că și ele nu-și cunosc drepturile. Mă mai gândesc la un lucru, doamna Dăncilă, la faptul că oricum la noi salariile sunt mici și chiar și așa, cu 15-20 de euro cât acceptă, mult mai puțin decât ți-ar plăti în mod normal, le e mai bine acolo în Italia decât acasă. Nu cred acest lucru. Și să vă financiar, spun de ce. Chiar dacă am înțeles că unele dintre ele locuiesc în condiții absolut dificitare, locuiesc mai mulți într-o singură cameră, o cameră care este gen garaj, nu au toalete, nu au dușuri, nu au nici minimele condiții existente. Sunt situații în care plătesc totuși pentru aceste locuri unde stau. M-am întâlnit am vizitat un refugiu, un loc unde sunt vin cei care vor să scape de influența celor care lucrează, a patronilor lor, și am întâlnit acolo o familie de români care îmi spunea că chiar dacă stăteau într-o casă părăsită, fără geamuri, fără ferestre, fără nimic, plăteau 200 de euro pe lună. Incredibil. Faptul că stau acolo și au stat prima dată 20, le-a fost mai ușor, pe urmă au rămas mai puțin și mai plăteau încă 200 de euro pentru apă și pe care o luau din altă parte și energie. Deci dacă gândim, poate e greu de înțeles de ce stau, de fapt. Poate e greu de înțeles în momentul acesta când tragem linie. Este foarte greu. Ce am înțeles eu, dar nu pot confirma, nu pot să fiu sigură, din ceea ce am discutat cu ceilalți, este că la mulți nici nu mai pot să plece de acolo. Nu au bani, nu au nimic, au datorii în țară, au plecat cu ideea de a-și achita datoriile și acest lucru îi face să nu se mai întoarcă, acasă sau chiar nu pot ieși din anumite ferme. Menționez încă o dată, nu este o situație și nu aș vrea să înțeleagă că în toate cele 8.000 de ferme existente la Ragusa, în zona Ragusa, se întâmplă acest lucru. Am vizitat două ferme în care condițiile erau cât de cât erau condiții bune de lucru. Dar sunt și situații de acest fel. Un lucru care efectiv m-a scandalizat este că alături de ceea ce se întâmplă româncelor, am văzut un trafic foarte mare de ființe umane din Nigeria, fetițe de 13-14 ani care sunt aduse în zonă pentru a fi exploatate sexual. Sunt fetițe care la vârsta aceea e vârsta în care se joacă cu păpușile. Și am întâlnit în acest loc unde erau vreo 20 de persoane care au cerut și pe care acest ONG le-a dus într-un loc secret. Era o fată de 15 ani care fusese violată și care avea un copil mic. Deci este incredibil că în secolul 21 se mai întâmplă așa ceva. Autoritățile nu știu
nu pot să facă ceva, nu vor să facă ceva, le este teamă, pentru că știm foarte bine cât s-a vorbit și se vorbește în continuare despre o mafie în zona respectivă care ar controla tot ceea ce, tot ce mișcă, să spunem așa. Autoritățile în mare parte știu. Am vorbit cu doamna prefect de la Ragusa și ne-a spus că în mare parte știe despre acest lucru, dar trebuie să înțelegem că au nevoie de un denunț, cineva să denunțe ceea ce se întâmplă acolo. E bine, în 2014 a fost un denunț în care a fost arestat cel care a abuzat o româncă, în 2016 încă două denunțuri și pe urmă nu a mai denunțat. Este frica de a vorbi. Este frica de a face denunțul, pentru că ori își pierd locul de muncă și rămân pe drumuri, ori au venit cu copii și familie, n-au unde să se ducă, sau le este teamă de ceea ce va urma dacă vor face un denunț. Dar în același timp, adjunctul șefului poliției ne-a spus că a făcut un control inopinant la 7 ferme, a găsit 116 migranți, dintre care 56 români, care au denunțat faptul că lucrează acolo în condiții improprii, că sunt ca și sclavii. Și atunci am vorbit despre mai multe controle inopinante, am vorbit cu autoritățile să facă o clasificare a fermelor după modul în care se comportă cu angajații, astfel încât să fie o bulină neagră pentru cele care tratează astfel angajații. La Inspectoratul Muncii erau pe ori, vă dați seama, la 8.000 de ferme erau doar 3 inspectori pe muncă. Deci este foarte greu să acționezi, pare să acționezi glumă, în acest sens. Am vorbit și cu fermieri care îmi spuneau, da, agricultura trece printr-o criză, avem mari probleme și este adevărat, dar soluția, le-am explicat că soluția nu e aceasta să facă trafic de persoane sau să îi trateze pe muncitori ca și pe sclavi, pentru că la un moment dat se va lipi o etichetă neagră pe regiunea respectivă și nu merită ca toți fermierii, care unii dintre ei sunt oameni care își desfășoară activitatea în condiții normale și își respectă angajații, să fie tratați la fel. De aici, de la nivel european, ce puteți face? E un prim pas faptul că ați fost acolo și că ați văzut cu ochii dumneavoastră, ați vorbit cu autoritățile. Mai departe, instituțional, se poate face de fapt ceva? Da, deci nu faptul că am fost și am vorbit cu autoritățile. Noi am vrut mai mult să vorbim cu persoanele de acolo, pentru că am vrut să vedem și cu ochii noștri ceea ce se întâmplă. Am vorbit cu autoritățile, am vorbit cu toți cei care puteau relații, dar am vorbit și cu femei de acolo, am mers în acele sere să vedem condițiile în care se lucrează, în condițiile în care locuiesc și am cerut, vom adresa o întrebare Comisiei Europene și o dezbatere în plenul Parlamentului European în septembrie, pentru că timpul este prea scurt, acum e ultima sesiune din prima parte a anului de la Strasburg, referitor la traficul de ființe umane și mai ales în agricultură. Comisia Europeană a emis un raport privind traficul de persoane în 2016, la care făcea referire mai ales la persoanele care lucrează în agricultură. Bineînțeles, simpla noastră vizită acolo, am înțeles că și doamna ministru a românilor de pretutindeni a fost acolo. Aceasta nu rezolvă problema. Trebuie făcut ceva concret pentru a rezolva problema de acolo și cred că atât prin legislație europeană care să dea pedepse mult mai, să fie mult mai drastică în ceea ce privește traficul de ființe umane și sclavia și în agricultură și violențele și violul, care știm că este prezent în această regiune, acestea trebuie și aplicate. Și știți că legislația de multe ori există. Trebuie să existe dorința de a și o aplica. De exemplu, acum, un lucru bun pentru Italia a fost că a dat acea lege referitoare la caporalat, adică înainte, dacă prindeau muncitori care lucrau în condiții improprii, care erau exploatați în muncă, se dădeau amenzi. Deci nu erau decât o sancțiune prin amenzi. Prin această nouă lege s-au introdus sancțiuni penale. Și cred că acest lucru va fi mai bun. Puțin lucrurile mai acolo. Mult. Am luat legăturile de la sindicatele de acolo, am luat legătura cu autoritățile de acolo și am vrut să facem un schimb de opinii și pe viitor.
astfel încât în momentul în care să putem să informăm atât noi și ei, că și românii, ca și ungarii și olandezii și bulgari care lucrează acolo, să fie mult mai bine informați și să vadă filiera pe care pleacă ca să lucreze în afara granițelor țării. Pentru că am avut neplăcerea și să aud tot în acest loc unde erau ținuți cei care au vrut să plece din fermele respective, m-am întâlnit cu o fată care mi-a spus că de fapt ea a venit printr-o filieră română, că a fost exploatată de patronul ei român și că uitați că nu putem să dăm vina numai pe partea italiană și la noi există astfel de situații. Cred că trebuie o cooperare europeană națională și o să propun doamnei ministru a românilor de pretutindeni deschiderea unui centru pentru românii de acolo ca să se poată organiza și să poată să aibă mai multe detalii unii despre alții. Mulțumesc foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră, doamna Dăncilă. O să vedem exact ce au văzut sau cum au văzut și colegele dumneavoastră care v-au însoțit în delegație, ceea ce se întâmplă acolo, în Sicilia. Here with me in the European Parliament is Madame Iratxe Garcia Perez. Thank you so much for your presence. Thank you for you. I know that you have been in Sicily to visit the farms there. We know the situation that was told in the newspapers. What was your impression over there? Our impression was that really there is a big problem in this part of Sicilia with women workers. We are speaking about the women's rights because there are a very big vulnerable situation in this issue. We can visit different farms. We can visit good practice, the places, the farms where the employers are comply the law and have a very good relation with the workers, but we can have a contact with the NGOs, with the civil society who are working with these women, and really, they have very big problem with their rights. We are speaking about the social and working conditions, mm-hmm. and we are speaking about the sexual exploitation. Maybe it's not the general situation. There are one part of the workers who have a good position and a good rights, but other part of these workers, more vulnerable, can suffer this mm-hmm. situation. We are speaking about the social and labor condition. They are receiving less salary than in the law permitted. And in the other part, there are some moments who are victim of the sexual exploitation. In Europe, in the 21st century, we cannot accept this situation, and we have to see how can we improve the situation of these women, of the Romanian women in the farms in this part of Sicily. What can be done there? Can the authorities do something? Do they know exactly what the situation is over there, or everything is kept as secret as possible? No, I think that we can do something more. In the different level, in the European level, maybe we can support some initiative to make more resources for the civil society and the organizations who are working in this area. And I think that we can do more with the Italian authorities and the Romanian authorities. For example, we are speaking that maybe the Romanian authorities can prepare a big campaign, a big information campaign to inform these women what is your rights, what you can say that if you suffer this situation. The women need to know what is their rights, and they have to know that they are not alone. Maybe the Romanian authorities can prepare a big campaign with these workers in Romania to know their rights. And with the Italian authorities, of course, we have
to ask for more resources, financial and human resources, because, for example, the laboral inspection is necessary. We are speaking in one place where there are 8,000 farmers. There are only 3 inspectors. To know the situation, to know how can they improve in the law, it's not possible. The Italian authorities say that really the austerity message for the Europe make the to cut the budget, and we have to understand that it's not possible to cut the budget in a social affairs, because we are speaking about the social Europe. We cannot accept that in Europe are happening this situation. Do you think the cause of their silence is that the problem of not knowing their rights, or is it something else, the fear? Why the women are not talking about their situation? One part because they don't know their rights. Other part because they have not, it's not possible for these women to be near the institution to make a denounce. And in the other part because they think that the owner, the farmers, are good because they give the work. And we have to change the mentalities. Even though they are exploited sexually, yes. Even though they don't have anything to eat, maybe. These women are very vulnerable. If these women have to take money to give for these families... They made all the sacrifices, yes, you say. Yes, yes. This is. I think that this is a real... And when we had the meetings with the NGOs, they explained us that it's not easy for these women to make the denounce because they are not sure. They feel that they need the money. And if they make the denounce, maybe they will have not work. This is the problem. These women need to know that they are not alone, that the law is with them, that they have to know that other farmers are complying the law, and I think that we have to change these mentalities with different campaigns. Maybe we can do something more. Here in the European Parliament, what can you do more? You have made this commission, you have visited Sicily, you have tried to cover all the aspects there. What can you do more? Okay. You will make a report, I'm yes. sure. About we will your prepare visit, a report with the conclusion of this mission. We want to prepare one oral question in the plenary, because this situation cannot be only in one part of the parliament, in the people who made the visit. It's necessary that the rest of our colleagues know this situation. And if we support one initiative in the plenary, it will be a good idea, I think, because to make a public problem in the plenary, it will be possible to have a discussion with the European Commission to know if the European Commission have other alternatives and have other ideas to support these women. And in the other part, we have to know if we can prepare other initiatives with, for example, with the Employment Committee, because we are speaking about the workers, and we have to speak how can we improve the situation of these workers, and how can the European laws can't support and can cover the rights of these workers, these women. Thank you so much for your presence. Hope to see you soon and discuss about the results of all the things done here. I hope that in a short future we can have other results. Thank you. Thank you so much for your presence.